Neînțelegeri privind locurile de parcare între locatari și unii proprietari de magazine în spatele blocurilor din Asociația de Proprietari Crizantema M1B din apropierea primului semafor din municipiul Pașcani. Oamenii susțin că, deși nu există o parcare cu plată, unii comercianți își rezervă fără drept locurile din dreptul propriilor magazine. Toate magazinele care sunt la partier deranjează parcarea din spatele blocului aici unic. Că trebuie să-și lasă și ei bagajele la magazie, marfă și nu știu ce. Și mai mult decât atât mai sunt care aduc și mașini și... Na, asta e românul. Mai mult, pentru a fi mai convingător și a-și rezerva un loc, unii comercianți apelează la tot felul de metode. Oamenii au reclamat că magazinul de carne din zona a afișat pe ușa de aprovizionare din spate că are contract de închiriere pe teren și să nu blocheze accesul auto. În spatele blocului Crizantema sunt multe societăți comerciale care au uși pentru acces marfă, dar nimeni n-a primit asemenea autorizație sau închiriere spațiu, cum scrie pe acea hârtie de pe ușa carmangeriei. El a obținut-o recent și ilegal, cred eu, după multiple certuri cu locatarii. Le spunea: parcați-vă mașinile la alt bloc sau nu mă interesează unde, eu am deprimit marfă, se arată într-un mesaj trimis pe adresa redacției de un locatar din zonă. În replică, patronul carmangeriei, consilierul local Constantin Nemțanu, se apără cu argumentul că fiecare magazin trebuie să aibă și un spațiu de acces pentru aprovizionare și că locul de parcare nu este ocupat în permanență, ci doar pentru descărcarea mărfurilor. Totodată, el susține că prin contractul de închiriere trecut pe ușă, nu a ocupat trotuarul și căile de acces, ci doar rampa de aprovizionare. Pentru rezolvarea neînțelegerilor, locatarii consideră că amenajarea unor parcări cu plată ar fi o soluție, dar că nu sunt suficiente locuri pentru toți deținătorii de mașini din municipiu. Și intenționat conducerea primăriei nu face așa ceva, că... Na. Credeți că ar fi util? Ar fi, dar nu sunt suficiente locurile de parcare. Că, și așa, și mai mult decât atâta, este spălătoria de aici, care spală mașinile, vine și le aduce aici, sunt mai multe treburi. Vecinul de aici cu sicriile are 6 mașini. 6 mașini, le puteți număra, 1, 2, 3, 4, 6 mașini. De precizat este faptul că, potrivit ultimelor cifre oficiale, în municipiul Pașcani sunt peste 9.000 de mașini, iar numărul parcărilor este mult mai mic.